la Barcelona. În momentul următor sună ceasul, sună telefonul, vă jur. Mi s-a întâmplat asta de 20 de ori. Paranormal. În momentul următor sună telefonul și zice, băi, nu mă mai sun, mă, ce faci acolo? Deci de la Barcelona, de la Toronto, din la Leningrad, de unde vreți. Prieteni în toată lumea asta. Și zic că asta este averea, într-adevăr. Mă simt că-s bogat, pentru că am prieteni peste tot. Nu pot să termin asta, că am să rog pe prietenii mei să spună, sau mulți s-au oferit să spună câteva cuvinte. Da, uite-te, ea trebuie să plece, nu știu, ea e la pensie acum, dar e mai ocupată decât a fost înainte, uite-te la. Veronica Leca Bojescu, fondatoare Madrigalului, uite-te, vrea să spune două. O să zic? Da. O să încep cu o notă oarecum.